Atmosfera de poveste a cuprins parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier duminică seară, când ansamblul Anton Pan a pus în cântec trăirile celor de pe Paradisul scufundat. Concertul de muzică veche a fost completat de poveștile insularilor de pe Adacale, astfel încât publicul prezent să fie purtat pe tărâmul încărcat de mister, cultură și unicitate. Prin implicarea Consiliului Județean Mehedin și a președintelui Aladin Georgescu, astfel de evenimente sunt atrase în județul nostru, evenimente care pun în valoare frumusețile locului, istoria și obiectivele turistice. Muzeul Regiunii Porților de Fier se află printre cele mai impresionante și importante instituții de cultură din țara noastră, care anual atrage mii de turiști prin activitățile desfășurate și prin colecția vastă de piese pe care le găzduiește. A fost o onoare pentru noi să găzduim și să participăm activ la acest proiect în calitate de parteneri ai organizatorilor, Asociației Anton Pan și Uniunea Democratică Turcă. Ne dorim un parteneriat pe termen lung, astfel încât să putem reda generațiilor viitoare această parte a istoriei locurilor noastre, chiar prin poveștile și trăirile insularilor. Mulțumesc organizatorilor, Administrației Bazinale de Apă Jiu și Sistemului de Gospodărire a Apelor Mehedinți pentru faptul că au făcut posibil ca cetatea Adacale să-și dezvăluie misterele în acest sfârșit de săptămână, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Adacale Mon Amour este un proiect cultural complex menit să readucă la viață prin muzică, povești și imagini memoria insulei dispărute a Dunării, Adacale. Toate acțiunile incluse sunt concepute cu un grad mare de interactivitate, astfel încât amintirile insulei să prindă viață. Managerul proiectului a adus numai cuvinte de laudă la adresa Consiliului Județean Mehedin și a președintelui Aladin Georgescu pentru deschiderea și implicarea de care au dat dovadă, fiind un adevărat sprijin în implementarea acestui proiect. Concertul din această seară de fapt încheie seria de evenimente de la turnul Severin. Bineînțeles, evenimentul din proiect continuă în weekendul următor la Constanța. Am avut o deschidere fenomenală din partea autorităților locale, în special din partea Consiliului Județean, pentru care și mulțumim pe această cale persoanelor care reprezintă instituția. Am fost onorați să îi avem ca parteneri și sperăm ca pe viitor să continuăm această colaborare, nu doar pe proiectul Adacale, ci și pe alte proiecte în care ajutorul reciproc este necesar. Pe parcursul zilei de duminică, Muzeul Regiunii Porților de Fier a găzduit o serie de evenimente care au redat atmosfera de pe insula Adacale prin imagini și cuvinte în cadrul proiectului Adacale Mon Amour. Mon Amour este un amur veșnic, dacă vreți, în sufletul meu. Am încercat de fiecare dată să descopăr nu doar din fotografii, din relatări, ci să merg și la documentul de arhivă. Mi-aș dori ca și anul viitor să ne întâlnim peste un an, peste doi, peste trei, în fiecare an să ne revedem, să mai vedem ce pași am făcut înainte, să vedem ce s-a realizat din ceea ce ne-am propus. Vă aduc noi documente, pentru că arhiva, să știți că este foarte răspândită. Ce am concentrat aici este arhiva aflată în depozitele de la București, din Arhiva Istorică Centrală. Prefectul județului Mehedin, Alin Isuf, un om implicat în activitatea sa, a vorbit despre importanța prezenței unor persoane atât de importante în județul Mehedin, precum excelența sa, Fusuna Ramaz, ambasadorul Turciei la București, care nu este pentru prima dată aici. Stimați reprezentanți ai comunității turce, am avut onoarea și plăcerea să o cunosc pe excelența sa, doamna ambasador Fusuna Ramaz, în cursul zilei de ieri. Deja domnia sa este a doua oară când este prezentă în județul Mehedinți, ceea ce este un semn foarte bun pentru noi. Am descoperit un diplomat excelent și un om de mare calitate. Vă doresc multă sănătate, să vă simțiți cât mai bine orele care mai aveți de stat în județul Mehedinți
și vă asigurăm că vom fi deschiși față de dumneavoastră și vom încerca tot posibilul ca să legăm ceva pornind de la această legendă a Dakale. În anul 1970, insula Dakale, un colț de rai aflat de mii de ani în mijlocul Dunării, a dispărut pentru totdeauna sub ape, lăsând în urmă legende și regretele celor care au locuit aici sau au vizitat măcar odată un loc care fusese unic în lume. La Dakale s-au întâmplat foarte multe lucruri. În perioada interbelică, cum știți, ați auzit de Ali Kadri. Aseară i-am arătat doamnei ambasador la Arhivele Naționale documentele de pe insulă, documente administrative ale primăriei și alte documente care au fost cercetate de urmașii lui Alucard. Omer Kadri a venit și a studiat la Arhivele Naționale din turnul Severin documente despre insulă. Așa că noi ne-am implicat cu tot dragul în acest proiect. L-am discutat cu doamna ambasador încă de anul trecut, când mi-a făcut o vizită la Arhivele Naționale și a rămas să cum lucrăm în toate domeniile pe care le avem de interes comun și uite că un prim pas a fost făcut prin acest proiect. Insula a fost un renumit punct turistic atât pentru cei care soseau aici de pe uscat, cât și pentru cei care veneau din croazierele de pe Dunăre. După primul război mondial, dintr-un anumit punct de vedere, comunitatea din Dakale a rămas în afara prevederilor tratatelor internaționale și au ales în mod democratic, prin fruntașii săi, prin referendum, să rămână la România, în primul rând, și la județul Mehedinți, pentru că au avut această alternativă de a opta pentru Banatul de Sud, ce era inclus în județul Severin de la acea vreme. Și ei s-au simțit mai apropiați de turnul Severin și de aceste locuri. Viața de pe Dakale are un loc bine definit în istoria județului Mehedinți și din respect pentru acest lucru, Muzeul Regiunii Porților de Fier are ample expoziții la drobeta turnul Severin, dar și la secțiile de la Hidrocentrala Porțile de Fier 1 și Orșova, expoziții dedicate culturii, obiectelor, portului și particularităților celor care au trăit pe insula scufundată.